În cadrul conferinței au luat pe rând cuvântul directorul DSJ Suceava Mihai Androhovici, directorul CSM Suceava Valerica Gherasim, directorul CSTA Suceava Vasile Bilius și directorul CSI Vatradornei Iuliu Pața. Conducătorii cluburilor sportive, precum și antrenori și reprezentanții altor cluburi și structuri sportive din județul Suceava, au prezentat realizările și neîmplinirile anului precedent. În calendarul județean în 2008 a fost prevăzut 177 de competiții, s-au realizat 242, deci un plus, și au fost finanțate 134 de către Direcția pentru Sport, parțial sau total. În anul 2008 au beneficiat de sprijin financiar un număr de 37 de sportivi. Un număr de 50 de sportivi au făcut parte din loturile naționale ale României la 18 discipline. La sfârșitul anului 2008 s-au realizat un număr de 74 de medalii față de cele 86 planificate. Este drept că a fost un număr de medalii mai mici, dar mult mai valoroase. N-aș vrea să repet din nou calificarea și rezultatul Cristinei Casandra la Jocurile Olimpice și calificarea al sportivului Bondar Alex la tir cu arcul. Prezent la întrunire, consilierul Ministerului Tineretului și Sportului Viorel Tomescu a rămas impresionat de modul în care arată în momentul de față Clubul Sportiv Municipal Suceava. N-am crezut că există asemenea bază la CSM. O să mai văd și în drum către Botoșani, o să văd și la Botoșani ce s-a putut realiza. Am văzut că s-a depus mult efort și multă muncă, multă intervenție, mult lobby personal pentru a da această înfățișare clubului municipal.